Care sunt, în general, simptomele unor afecțiuni ale coloanei? Depinde foarte mult de vârsta pacientului, adică la copii la care predomină patologia de tip diformități, de genul cifoze, scolioze, simptomatologia se reduce la apariția curburii respective, adică părinții observă că acel copil prezintă, stă într-o poziție incorrectă, mai bine zis, cu umerii cocoșați într-o parte, și atunci principalul simptom pentru care se adresează părinții la camera de gardă sau la consult, la consultul medicului specialist, este curbura respectivă și postura incorrectă a copilului. Pentru adulți, patologia e condusă în primul rând de afecțiunile degenerative și atunci ei se adresează de obicei pentru dureri, care pot fi însoțite sau nu de deficite neurologice, adică de amorțel, de senzația că nu simt bine sau că nu au forță musculară sau că nu pot controla foarte bine o mână în cazul unei patologii de coloană cervicală sau un picior în cazul unei patologii de coloană lombosacrată. În cazul în care avem o afecțiune de tip traumatic, totdeauna predomină durerea ca și simptom principal, însoțită sau nu de deficit neurologic. Și ce factori favorizează la adulți și la copii apariția acestor probleme? Pentru apariția deformităților încă nu se cunosc cu certitudine factorii. Sunt implicate mai multe ipoteze, de la creștere rapidă, de la factori genetici, ereditari, patologii congenitale, toate amestecate, însă nu putem spune că există o cauză clar favorizantă a apariției deformităților. Pentru patologia degenerativă, deci pentru adulți, predomină greutatea, sedentarismul, poziția incorrectă în timpul activităților, ridicatul de greutăți, cam atât în linii mari. Și această poziție corectă a corpului, cum ar trebui să fie, de fapt? Poziția corectă a corpului este cu respectarea tuturor curburilor fiziologice. Asta înseamnă umerii în poziție corectă, coloana cervicală în poziție corectă, adică nu cu capul în piept sau cu bărbia în piept, și coloana lombosacrată, foarte important, în poziție corectă, ceea ce înseamnă, adică cu păstrarea lor dozei lombare. Ceea ce înseamnă că poziția de șezut pe scaun, la birou, pentru lucru de 4 ore, 6 ore, 8 ore, este o poziție nu neapărat incorrectă, dar o poziție care va favoriza în timp apariția patologiei degenerative. Pentru că este o poziție solicitantă pentru ultimele discuri intervertebrale. Și în condițiile în care persoana respectivă sau pacientul respectiv își petrece cea mai mare parte a zilei în această poziție, fără să aibă un program de kinetoterapie corect sau fără să aibă un program sportiv corect care să-l ajute să-și păstreze tonusul muscular, va ajunge într-un timp mai lung sau mai scurt la o afecțiune serioasă care va necesita un consult ortopedic. Și ce sporturi se recomandă pentru persoanele care petrec foarte multe ore pe scaun? Singurul sport care este echivalentul kinetoterapiei, deci gimnasticii medicale, este notul. El este singurul sport care poate suplini kinetoterapia. În rest, din punctul meu de vedere, orice activitate fizică este binevenită. Mers pe bandă, alergat ușor, bicicletă, orice fel de sport care nu implică, să zicem, sporturile mai violente sau sporturile de contact sau sporturile cu trepidații, gen ciclism pe munte, motociclete și alte lucruri din această categorie. Însă singurul sport care într-adevăr ajută și favorizează sau ajută pentru menținerea unui tonus muscular corect este not, pentru coloană. Există ceva mituri referitoare la felul în care oamenii se tratează sau vor să prevină afecțiunile coloanei pe care aș vrea să le demontați? Să le demontezi, da. Foarte mult spus, dar oamenii în general, în momentul în care au o durere de coloană, încearcă să doarmă pe chestii rigide, pe scânduri sau alte lucruri de genul ăsta, ceea ce nu este chiar o atitudine corectă și în general nu-i ajută, și de asemenea masajul și trasul și alte călcatul și alte explicații din această categorie sunt total nocive și ar trebui complet evitate, mai ales masajul și călcatul pe la nivelul coloanei lombosacrate, care știu că se mai practică în anumite zone, de obicei agravează patologia deja existentă. Și e de preferat să fie evitate. În momentul în care există o asemenea durere, pacientul trebuie să se prezinte la un consult, trebuie investigat imagistic și trebuie urmat un tratament care de obicei înseamnă repaus în momentul durerii și pastile, ulterior kinetoterapie sau altceva în funcție de rezultatele investigațiilor, dar niciun caz nu trebuie masată, tracționată sau niciun fel supusă unui efort fizic. În afară de anumite accidente, care sunt cazurile în care se ajunge la intervenție chirurgicală?
Pentru copii, progresia curburilor, de care vă spuneam, cifoză și scolioză, adică dacă depășesc, de exemplu, pentru cifoză, să zicem, 70 de grade, pentru scolioză, 50 de grade în perioada de creștere, se indică intervenție chirurgicală. Pentru adulți, herniile de disc care nu cedează la tratament. În mod normal, sau care sunt însoțite de la început de deficit neurologic. Ele au indicație chirurgicală de la început. Pentru pacienții la care simptomul principal este doar durerea, se tentează tratament conservator. Pentru primele variabili, 6 săptămâni până la 3 luni. Dacă rezultatele sunt mulțumitoare sau satisfăcătoare pentru pacient, se continuă cu acest tratament și cu kinetoterapie. Dacă nu, se ajunge la intervenție chirurgicală. Însă cel mai frecvent, în România cel puțin, pacienții se vin pentru intervenții chirurgicale, pentru hernii de disc, spondilolistezisuri, discopatii, stenoze de canal lombar, adică afecțiuni degenerative.